Eu am avut noroc, pot să zic. Dan Vodnar are 31 de ani și în prezent este asistent universitar la Institutul de Științele Vieții. A studiat un an în Germania, unde și-a luat și doctoratul. Acolo s-a perfecționat în controlul și expertiza produselor alimentare, iar acum se poate lăuda cu o descoperire care ar putea revoluționa modul în care se comercializează și se ambalează produsele alimentare. În primul rând, aș dori să vorbesc despre ambalajul cu activitate antimicrobiană, care, de fapt, este utilizat ca și alternativă în acest moment la adausul de euri din categoria conservanților care au un efect antimicrobian. Practic, utilizând acest ambalaj, aceste euri pot să nu mai fie utilizate în masa produsului și mă refer strict la produsele din categoria gata pentru consum. Eu sunt entuziasmat de aceste cercetări preliminare și rezultate preliminare pe care domnul Vodnar le comunică, pentru că dacă sunt reale sau dacă se confirmă și se replică și de către alte laboratoare, ne găsim în fața unei descoperiri de importanță extraordinară pentru siguranța alimentară. Reacțiile cercetătorilor din străinătate nu au întârziat să apară. Am primit atât din Statele Unite ale Americii, cât și din Marea Britanie feedback. Ei sunt foarte deschiși să mă ajute în a patenta în țările lor aceste invenții. Și de ce nu? Probabil că șansele ar fi destul de mari acolo să se și implementeze pe piață. Cu doar 50.000 de lei, cercetătorul ar avea șansa să-și breveteze invenții mult râvnite de străini, inclus în România. Proiectele de cercetare însă nu sunt o prioritate pentru autoritățile locale, care repară greșeli administrative pe banii clujenilor. De exemplu, o sumă de 100 de ori mai mare, adică 5 milioane de lei, a cheltuit primăria pentru conservarea lucrărilor la noua sală polivalentă, a cărei construcție a fost oprită după ce primăria a ales prețul cel mai mic de pe piață pentru lucrare, ignorând faptul că prețul total al proiectului era subevaluat. De altfel, acest lucru a fost demonstrat în instanță în urma unei contestații. Construcția sălii polivalente a început cu o licitație câștigată de către firma Kona, licitație câștigată pentru suma de 56 de milioane de lei și blocarea s-a produs datorită contestării valorii la care a fost adjudecată licitația de către firma ACI pe motivul unei subevaluări crase a lucrărilor care urmează să fie efectuate. 5 milioane de lei s-au cheltuit pentru conservare și a fost un lucru foarte bun și sănătos, mi-a confirmat domnul director. Și autoritățile județene trebuie să plătească pentru proiectul de închidere a rampei de gunoi de la Patarât și a altor 5 rampe din județul Cluj, care a fost făcut greșit. Consiliul județean va plăti peste 1.500.000 de lei pentru refacerea studiului de fezabilitate. Banii aceștia ar fi putut merge în altă parte, ca de exemplu în invenția tânărului cercetător Dan Vodnar. Ultimul proiect care s-a făcut pentru acoperirea și închiderea gropilor de gunoi, și mă refer aici nu doar la Patarât, ci și la celelalte care sunt în județ, acel proiect și studiul de fezabilitate a fost făcut în 2009. Închiderea acestor rampe s-a făcut în 2012. Era normal să facem un studiu de fezabilitate actualizat. Până când edilii locali sau județeni vor ajunge să se bată pentru bugete dedicate unor proiecte care ar face Clujul cunoscut în toată lumea, proiectul cercetătorului Dan Vodnar rămâne fără finanțare, iar de invenția ar putea să se bucure mai degrabă străinii decât conaționalii săi.